Grupul pianistic s-a format sub îndrumarea profesoarei Vera Negreanu de la Academia de Muzică Gheorghe Dima în 2013. Tinerele artiste s-au făcut remarcate încă de la început, după ce au câștigat marele premiu al concursului pianistic din Cluj-Napoca. În această seară vom asculta lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Lutoslavski, Milo și Zi. În program aveți și părțile pe care le vor interpreta fiecare lucrare. Deci la Mozart avem două părți de sonată, la Lutoslavski o temă cu variațiuni, vă face o mică pauză după aceea, și cunoscuta suită Scaramuș, care este extraordinar de antrenantă, și de Jerry Dick, Mirror and Reflection, oglinzi și reflexii. În 2015, artistele au interpretat alături de Filarmonica Banatul din Timișoara concertul pentru două piane de Max Bruch, sub bagheta dirijorului Roberto De Maho. Concertul pe care tinerele l-au susținut la Deva a fost organizat de profesoara Doina Ona prin organizația Modus Vivendi.